bine v-am regăsit pe acest canal Pavel Coșa. Mergem să vă arătăm cam ce s-au mai făcut nou, ce s-au mai aranjat prin orașul ăsta, că de când am mai ieșit la livrări, dar să lucra. Acum vă arăt cam ce s-au finalizat unii lucru. Da, vreau să văd și eu unii lucruri care s-au finalizat. Că nu mai înțeleg nimic acum. Care-i treaba? Nu înțelegeți voi? Vreau să mă duc și eu să văd ce s-a finalizat, ce nu s-a mai finalizat. Că văzutem ceva clapistile alea de biciclete, că au tras o culoare albastră, parcă, sau un fel de verde, parcă. Un fel de verde, dar nu știu dacă e verde-verde. Vedem și noi acum. Să văd și eu prin oraș ce-i nebuneala asta. Hai să mergem în continuare cu voi. Eu pe bicicletă, voi virtual. Și să mergem să vedem ce se face, ce se întâmplă. Hai să vedem. Vreau și eu să văd și eu ce se întâmplă, ce se drege. Chiar sunt curios eu. Hai să mergem. Și ne vedem mai încolo. Văd niște popici, cam multe popici. Dar nu știu așa de multe popici pe aici, nu știu de ce. Nu știu ce sunt așa de multe popici băgate. E că dacă ar fi să le numeri pe toate, cred că ar fi 50 de popici pe fiecare smecherie de asta. Vă spun eu. Auzi. Prea multe popici. Ia uite. Au ce e aici. E plin de popici, parcă zici că... Auzi. Una deja e ruptă, sărită. Nu știu. Hai. Hai să o luăm pe pistă, ci că asta e pista. Încerc cu zi. Mai întâmplă. Dar nu a stupat acolo marginea canalizării, frate. Ia uite, o dat cu roșu, cu fain. Uite, mai încolo am văzut că o dat cu verde. Dar unde-i verdele ăla? Hai să vedem ce se prezintă, cum se prezintă toată șmecheria asta cu pista de biciclete. E bine că a făcut-o, mă bucur, dar unii șoferi se plâng inutilă. Băi, dacă tu ești învățat cu mașina, cum să fii utilă când e inutilă? Pentru mine e utilă pista, că nu mai intrați voi în mine, nu mai dați peste mine, nu mai agățați. Aici ar trebui să fii liber. Ca să pot să merg în continuare. Dar ce să pot merg în continuare dacă voi vă parcați mașinile pe pistă? Bă! Ia uite, deja culoarea asta se cam duce. Ia uite. Ia uite, deja se pâșcăie. Bă, deja nu o să mai fie. Vă spun eu, culoarea asta nu o să mai aibă acces. Ia uite. Stăm și noi aici ca să intrăm și noi pe bandă. Așteptăm și noi, ce uite, mai sunt 30 de secunde, dar din ce am înțeles eu de la domnul primar, că vrea să modifice, vrea să schimbe și stâlpii, că sunt cam vechi, stâlpii de la... Ia o tâlpii asta. Bă! Nu așa se face, bă! Bă! Cum întorci tu pe trecerea de pietoni? Bă, cum să fie așa de idiot, bă, să întorc pe trecerea de pietoni? Bă, oi fi eu prost, că dacă unii că bicicliștii habar n-au de semne circulații. Mai ales voi, bă, șoferi,
care v-a dat șoferii mexi. Învățați-vă, bă, și voi șoferilor să dați atenție la unele chestii. Că acum era poliția și rămâneai fără permis. Rămâneai 90 zile pe aia și trebuia să aplici. Deci cartea aplicată a ta viperția. Deci magazin Play. Acolo. Nu că fac eu sponsorizare, că-l ajut, că nu știu ce. Dar acolo nu te-am înțeles eu că am descărcat-o, dar trebuia să plătesc aplicația. Dar nu era cine știe ce. Că trebuia plătit mult. Nu e scumpă aplicația, dar știți care e faza? Vă ajută să redobândesc permisul. Fraților, noi crezi că e așa greu, ușor. Nu e ușor, nu e greu deloc. Trebuie să dai silința, dar nu fii tu prostul care nu știe nimica. Trebuie să ai habar de ceva. Nu sunt cam aceleași întrebări ca la școală, numai că diferă un pic. Ia, hai să mergem așa până în capăt, partea asta, iar. Bă, ăsta nu a luat încă prostia asta. Așa, bă. A, uite. Unii au făcut-o bine. A, uite, pe aici, a? Hai că ne tragem pe partea alaltă. Să vă arăt, mă duc până în capăt și mă întorc partea cealaltă. Da. Să vedem așa cum... Au, stai, bălea, că n-am mai băgat aici. Opa, opa. Ia uitați cum arată pe aici pista. Păi, ok, dar nu știu de ce mai lasă pancardele astea pe aici, ca să mă enerveze pe mine, uite. Bă, trebuie mutate, uite, pe aici nu a terminat. Vine doi odată pe aici, cum naiba? Mâncați ar beteșugul. Vine doi odată, cum naiba trec? Aute. Bă, nu-i făcută bine, uite că deja mi-am luat vopseaua pe cauciuc. Bă, ești nebun? Deci lucrarea e de mântuială, vopseaua e de mântuială. Deci dacă eu mi-am luat vopsea pe cauciuc, înseamnă că e grav. Lucrarea e proastă. Da, logic. În două săptămâni nu o să mai fi, nu o să mai fi verde pe... În două săptămâni nu o să mai fi... Nu o să mai fi, vă spun eu, verdele pe pistă. Dacă mi-am insolat verdele pe cauciuc, înseamnă că e gravă situația. Hai să mai vedem ce mai e rău făcut și ce mai e bun făcut. Rău am văzut. Să ia culoarea pe cauciuc, culoarea verde. Lucru bun că nu mai dăm mașini pe stitini. Asta e un lucru bun că nu mai dăm mașini pe stitini, n-are cost mai dei. Bun. Deci asta e un avantaj, că mai dă cu mașinile peste tine. Dar culoarea e de lăsat nedorit. Da, e de lăsat nedorit. Aici au făcut hârșcăiala asta, dar nu știu pentru ce au făcut-o. Prost. Deci gândete prost ideea. Bun. Al doilea aspect prost. Hai să mai mergem, vedem ce aspecte proaste mai sunt. Venim. Pe partea asta, la altă, pe partea... hotelul Decebal. Să vedem, să ia culoarea mai tare, o să fac verde de tot cauciucul. Hai să verificăm. Ia. Asta e făcută pentru bicicliști. Ia să vedem. Ar trebui să... Ia să verificăm pe aici. Verificăm dacă se ia culoarea. Nu asta a vopsit proaspăt. Da. Nu ia iurea.
Nu e aiurea? Asta e, aiurea. Nu să mulțumesc 100% ma 100% brand. Nu prea să mulțumesc niște aici. Miura asta parcă zici că ați-o vopsit. O dea culoare pe aici. Da, zici că ați-o dea culoare pe aici. Bă, nu, dar pentru lucrarea pe centru nota nu-i prea bună. Nota bene nu există la mine, nota bene. Nota ca la școală, dau I, adică un 4, un urgent 5. Pentru chestia asta, hai să vedem. Mai continuăm, vedem ce rele mai găsim. Minusuri și plusuri, că văd că minusuri și plusuri sunt. Hai să verificăm acum o chestie care și că ar trebui asta să continui pista de biciclete. Bun, nu există aici continuitate. Deci asta nu există continuitate. Hai ne întoarcem că trebuie să urcăm dealul. Hai să mai verificăm. Mai e o nemulțumire. A, bă, du-te de aici cu muzica ta. Mai sunt multe nemulțumiri în orașul ăsta și trebuie rezolvate. E bun aici că a făcut o mică rampă. O schimbat trecerea de pietoni din sens giratoriu, din lângă sens giratoriu. Deci care e bine. Hai să vedem ce mai găsim, ce bubi mai găsim prin oraș. Vedem ce bubi mai găsim prin oraș. Trebuie să mai fie vreo bubă, n-are cum. Să nu mai găsesc eu ceva rău. N-am cum să vin pe aici, că trec alea cu bicicleta. Hai să încercăm să facem o chestie. Hai să intrăm și noi pe... Mergem regulamentar, vedem și noi, că avem timp. Spătăm undeva, spătăm la ușii din foto, undeva. Să vedem și noi ce ne rezervă timp. Dar nu știu ce înseamnă prostiile alea prin oraș, cu lemnile alea în stațiile de autobuz. Nu știu ce înseamnă lemnile alea în stațiile de autobuz. Da, asta e. Hai că vedem. Vedem. Bă, am prins verdele, mâncat ar bete și cu verdele tău. Am prins roșu. Bă, dar aici era un restaurant latin. Da, bă, că... L-o cam l-o închis, că nu a avut vânzare. Uite, aici era un restaurant latin. Da, bă, tu zice... Avea, cine știe ce comenzi, dar avea. Da, eu l-am închis din cauza că nu mai a avut comenzi. Știu că din cauza asta l-am închis. Alte variante nu-mi imaginez care ar putea fi. N-am, alte variante nu pot să-mi imaginez care ar fi de l-am închis. Ori nu mai avut comenzi, ori o dat faliment că o văd că nu mai avea client, nu mai intra. Era și osteria. Latină e un fel de osteria. Latină e magazin, restaurant italian. Latin. Dar nu înțeleg faza din închis. Așa că nu mă interesează pe mine. Mergem să mai vedem ce mai găsim, ce bubi mai găsim pe aici. Am zis că astăzi mergem să verificăm bubile prin oraș. Am luat verdele, am luat culoarea verde pe cauciuc. Ai bună? Ai bun că am luat verdele pe cauciuc. Așa? Hai să vedem.
nu ne grăbim că avem de stat. Hai să verificăm. A, două secunde, avem de stat un pic. Pac. Hai că arunim imediat unde trebuie. Știu că fac bănuț. De asta am înălțat. Bă, ai vrei făcut doar pentru doi oameni poate prostia aia, dar... Gândită proastă, mă bată mama din ei gândită proastă. Stație de autobuz. Trebuia o leacă făcut cu... Gândit prost de tot. Da? În fine. Asta e. Trebuia din alea ca să poți să stai alea, că dacă plouă mai tare sau ninge, cum te depostești tu la stațiile alea de autobuz? Statele de autobuz, dacă plouă mai tare. N-ai unde, frate, să stai, să zici, băi, mă, dar autocostesc. Ai făcut stația de mântuială. O încasa bani. O încasa bani oameni buni și o lăsat dezastru. Băi, e corect așa, bă, frate. Nu-i prea ok, da? Asta e. O leacă, îi dă o palmă, dacă o iei așa să o calculez, îi cât spatele meu, stați de autobuz. Da! Dacă mă mai m-ar pune culcat, burtă ar fi cât mini de lat, stați de autobuz. Asta e treaba, n-ai ce face. Asta e. Tu o să găsești ce ceva aiurel prin orașul ăsta. Nu, nu e ceva, bă. Am și eu ceva bun. Uitați-vă, în Săucești. Uitați-vă, vă uitați la Săucești. After school. Aia a făcut mișto, aia a făcut mișto. Făcut mișto, bă? Îmi place, din ce am văzut eu pe poze. Acum, chiar odată, chiar ar vrea să ajungă la Săucești. Să fac un vlog, să vă prezint cum arată Săuceștiul. Față de Bacău. Să dați voi notă. Nu vă dau eu, nu vă zic eu ce și cum. Vreau să vă arăt cu voi la alegerea voastră. Dați coment. Dați voi coment după ce mă duc acolo. Și fac filmarea, vedeți. Să dați voi coment. Că eu de dată dau coment pentru mine și vă zic părerea mea. Dar vreau să vă și părerea voastră când mă duc acolo. Întâlniți voi care treaba? Vreau să vă și părerea voastră. Asta vreau să văd. Da? Asta e.
e, frate. N-ai ce face. Trebuie să suportăm prostiile altora. Să înghețăm prostiile altora. Că dacă nu le înghețăm, suntem proștică. Cum s-a făcut aia la gară, sen giratoriu, strada gării, când s-a intrat cu aia de la filarmonică. N-am înțeles-o pe aia de la filarmonică, mai nică. De lucrarea ei, că avea un termen, l-a lungit, și eu zic că, nu știu dacă și în ziua de azi terminat aia. Spunea că într-o săptămână jumate, maxim, într-o săptămână jumate, va fi dat în funcțiune strada gării. Da, a trecut 2 săptămâni și ceva și nu știu dacă la ora actuală, când am mai trecut pe acolo, nu știu la ora actuală dacă strada gării mai e ceva cu ea. Nu știu dacă mai e ceva cu ea, da? Voi vedea zilele următoare când voi trece special să văd pe acolo, marți, miercuri, zilele următoare, vedem și noi zilele următoare ce va fi. Păi buni! Bă, da. Înțelegeți? Asta e, bă, frate, n-ai ce face. Asta e. Haideți, v-am lăsat, v-am pupat și ne vom revedea la următorul vlog. Pa, pa! Era prea aproape de sen giratoriu. Deci, într-un fel, o gândim bine. Și porfoarte, și pe cătălătrie. Deci, asta e, vedem mai departe. Hai să mai vedem ce se mai întâmplă, ce mai... Mai e, ia. Ia să vedem. Care-i treaba pe aici? Hai să mai încercăm noi ceva. Da. Hai că mai revin, mai acușa.